respinge ambele apeluri și menține hotărârea judecătoriei centru. Decizie definitivă și executorie, însă cu drept de recurs la curtea spre un termen 2 luni, colegiu. Deci instanța a menținut hotărârea instanței de fond. Ce, sunteți mulțumiți de hotărâri de judecat? Nu răspund la întrebare. De ce? Ați făcut recurs și v-au respins recurs. Poți vă plăniți la Curtea Supremă? Îmi dați voi să trăiesc, pare, ori aveți niște interese. De ce, o să faceți recurs sau nu? Sunt niște chestii personale. Treaba dumneavoastră. Eu am fost într-o ședință publică și mă interesează cum vă împăcați cu vecinii. Dar vecinii nevăzători. Păi ei locuiesc în spațiul lor unde au de locuiesc și trăiesc în spații, în condiții foarte bune, la drumul vii, la 36. Trăiesc bine. Mi-e în cald drepturile mele. Cum? Ca vecini. Și instanța nu v-a făcut dreptate? Am chimier la instanță, nimic. Am înțeles. Domnul Dorogan? Da. Nu v-a făcut dreptate instanța, v-a respins recursul. V-a respins. Dar prima instanță ce a zis? Prima tot așa v-a respins. Și dar vă plângeți la Curtea Supremă? Curtea Supremă, da. Numai decât am să scriu recurs la Curtea Supremă, că ați continuă. Asta n-a să termină astăzi. Că el mâine altceva să găsească, poi mâine altceva să găsească, să... E că am depus o copie de răspuns de la poliție când domnul Batârș cu Anastasia s-a ninat de copiii mei, da, mă. Lasă de mine ca de mine, dar și ai tu cu copiii mei. Băietul e nevăzător și el al cercercează poliția. Asta e imposibil. Dar care a fost litigiul? Dumneata ai cerut despăgubiri de la el. Despăgubiri morale, da. Și prima instanță a respins sau v-a dat puțin? Prima instanță a respins și lui și nii. Dar ce el, de la Matau cerut despăgubiri? Da, a făcut cerere convențională. Da. Da. I-a dat 200 de mii și pe urma 5.000 și e ca așa. S-a prinit că judecata la noi judecă numai, cum să vă spun, drepturile noastre nu le respecte. Ei respecte și e și lor e convenabil. Că da voi, dar acolo puteți să trăiți cum puteți, să lucrați cum vă gândiți, cum vreți, dar să pui un fel de, ca arbitru, judecata trebuie să fie ca un fel de arbitru, să judeci, e ca oameni buni, e ca ajuns până aici. E judecat. Ambele instanțe până acum au decis că nu meritați nici unul, nici altul despăgubiri. Da. Nici el n-ar trebui să fie deranjat de faptul că Matai e atelier. Nici Matai nu trebuie să fie deranjat de faptul că el e spărat copiii Matale. Da. Este ca așa, noi așteptăm Curtea Supremă și azi dispui din partea activității, noi am o activităm, noi suspendarea și noi activăm. Hai, deci încă nu e decizie definitivă despre activitate, dar Matai activează, am înțeles. Da, noi activăm și iese că noi trebuie să dovedim în Curtea Supremă cu legea asta, cu dizabilități. Și noi ne-am adresat, e că dacă vreți, noi putem să vă lăsăm o copie și dumneavoastră, dar când la televiziune... Legea care vă permite să desfășurați activitate economică acasă, da? Da, da. Am înțeles. Să vă lăsăm o copie de spate. Articolul 30 din 30 martie 2012. E ratificat de Parlament. A, o convenție internațională ratificată. Da, este convenție internațională care ei o respectă și o prinit și lege, da, mă. Am înțeles. E convenția asta. Parlament.